Nu se oprește lumea în plecarea unui parlamentar sau unor primari. Avem și parlamentari și primari hotărâți să apere onest ideile, culorile Partidului Național Liberal și mai ales votul pe care cetățenii l-au dat pentru ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple. Președintele PNL a mai precizat că formațiunea politică s-a mai confruntat cu plecări, nu numai în această perioadă, ci și în timpul altor guvernări când liberalii erau în opoziție. Nu s-au întâmplat astfel de plecări doar la Dolj, doar acum și doar în această perioadă. Este un obicei în România, l-am văzut în timpul a ceea ce am numit regimul Băsescu, în vremea guvernelor conduse de Traian Băsescu, aceeași presiune, aceeași încercare de a influența, de a lua primari, de a determina primarii să dea voturi pentru formațiunea la guvernare. Împreună cu PSD-ul, la vremea aceea am denunțat aceste obiceiuri. Vicepreședintele Mihai Voicu are în continuare susținerea liderului liberal pentru a conduce filiala PNL Dolj, deși unii membri ai organizației au cerut demisia după ce unii primari, consilieri, județeni și un deputat au anunțat săptămâna trecută susținerea guvernului Ponta.